procedura acestor alegeri. Asta după experiența pe care am avut-o în toate întâlnirile și pe care am avut până acum. Noi, reformiștii, vrem o competiție egală, clară și corectă. Corect este cuvântul cel mai important. Și avem tot felul de motive să credem că nu suntem pe drumul unor alegeri corecte. Și o să vă dau câteva exemple. Chiar aici, la dumneavoastră, la Focșani, înțeleg că după prezentarea moțiunii de către Vasile Blaga, de 4 martie, a doua zi au avut loc tot felul de întâmplări ciudate, cel puțin, la biroul, la organizația municipiului Focșani și conducerea de atunci nu mai este astăzi. Și iarăși înțeleg că conducerea de atunci, domnul Tănase, nu-l cunosc personal, vedeți... poftim? Da, eu am reflectoarele în loc și nu vă văd. Da, mulțumesc, bună ziua. Înțeleg că a avut expoziții sau întrebări sau comentarii critice la adresa președintelui partidului. O să ne lămurim, chiar vreau să lămurim această situație în cursul acestei discuții, dar din start e un lucru ciudat pentru noi și pentru electorat că a doua zi, după ce o persoană își exprimă o poziție critică față de conducerea partidului, pleacă de la conducerea filialei. Indiferent de motivele. Un alt... eu interpretez, să vedem, o să auzim aceste lucruri. Eu interpretez acest gest și această întâmplare că cine îndrăznește să îl critique pe Vasile Blaga este destituit sau nu mai ajunge la Convenția Națională ca delegat. Aș vrea să nu se întâmple asta, de asta atrag atenția din timp. Un alt motiv de îngrijorare. Pe 7 martie am cerut Comisie de Organizare a Convenției Naționale Extraordinare lista delegaților care vor veni să voteze. Am cerut numele, funcția și date de contact. Pentru că, de exemplu, în locurile în care nu ajungem sau pentru delegații care nu vin la aceste întâlniri, vrem să le trimitem materiale, da? Și să avem un dialog, să le prezentăm moțiunea pe mail eventual, dacă nu se poate direct. Am fost refuzați și abia după ce am făcut un comunicat public, am primit listele doar cu nume de la 20 de filiale, a doua zi, pe 8 martie, și fără funcții și fără date de contact. Dar povestea listelor nu se termină aici. Deși termenul final la care trebuiau să fie ajungă listele în Modrogan era 5 martie, aflăm că el s-a prelungit până pe 11 martie. Și venim de la Suceava, de pildă, el a fost la Suceava, la Botoșan și la Iași. La Suceava am aflat că, deși trimiseseră la timp listele, acum le-au chemat, le-au recerut înapoi ca să le schimbe. Deci, pe scurt, prelungirea termenului ridică semne de întrebare. 2. Pentru cei care au trimis deja listele, de ce să le schimbe? Poate că între timp am avut loc prezentări de moțiuni și au fost oameni care s-au exprimat critic cu privire la unul, la altul și atunci sunt scoși unii de pe lista de delegați și puși alții. După cum mă știți, de când sunt în acest partid și de dinainte, spun mereu ceea ce cred. Și cred că de asta avem nevoie acum. Deci, această prelungire de termen cu posibilitatea schimbării listelor are două efecte. Le oferă șefilor de filială posibilitatea să schimbe listele de delegați și, doi, pe noi ne aduce în situația să nu reușim să vorbim cu delegații, pentru că noi am fost și am vorbit cu persoane care probabil erau pe acele liste, dar care nu se vor mai regăsi pe listele retrimise
în urma acestei prelungiri. Deci ne împiedică să vorbim cu delegații. O să întreb și câți delegați sunt în acest moment în sală, da? La sfârșit. Nu știu. La Suceava, la intrare mi s-a spus că sunt circa 50 de delegații în sală. Am cerut să ridice mâna și au fost în jur de 15. Da. O altă întâmplare pe care o consider de fericită, tot din experiența zilei de ieri, de exemplu la Iași, delegațiilor li s-au cerut sume de bani pentru a veni la convenție. Deci s-a cerut să-și asigure transportul la convenție. Asta înseamnă o descurajare a unor membri de partid care vor să-și exprime votul la convenție. Până acum s-a plătit din fondurile partidului, ale filialelor, s-au strâns banii, s-au cerut delegaților să-și plătească. Acum, ținând cont de toate aceste situații, avem următoarele solicitări pe care le transmitem acum public și, evident, în toată țara. În ceea ce privește reprezentarea la Convenția Națională Extraordinară, cel puțin unul, primarul sau primul consilier ales din fiecare localitate, trebuie să fie delegat la Convenția Națională. Diferența până la 5.000 de delegați trebuie să fie asigurată de membrii de partid fără funcții în partid, pentru că baza partidului trebuie să se pronunțe. Insist pe această condiție, cel puțin primarul sau primul consilier ales, în hotărârea CNC scrie cu prioritate aleșii locali. Ca să nu avem dubii și să nu avem incertitudini, primarul, pentru că e cel mai performant la alegerile locale, și primul consilier. A doua cerință. Lista delegaților care se va depune la Comisia de Organizare a Convenției să nu poată fi modificată decât în caz de forță majoră. Nu vrem ca o zi înainte de convenție să se taie nume și să apară alte nume. 3. Toate buletinele de vot să fie semnate de câte un reprezentant al fiecărui candidat la președinția partidului. De ce? Simplu. Ca să fie exact 5.000 de buletine de vot sau câți delegați sunt. Nici mai multe, nici mai puține. 4. Câte un reprezentant al fiecărui candidat la președinția partidului să fie în comisiile care verifică identitatea delegaților și le rămânează buletinele de vot. Din nou, ca să fim siguri că cel care votează este cel de pe listă și nu altcineva. 5. Câte un reprezentant al fiecărui candidat la președinția partidului să fie la fiecare lună de vot și apoi să participe la procesul de numărare a voturilor. 6. Reiterăm cererea pe care am făcut-o acum câteva zile și dorim ca fiecare candidat să aibă listele complete ale delegaților, cu funcțiile lor și cu datele de contact. Le-am spus acum în fața dumneavoastră, pentru că aceste cerințe vin după experiența și discuțiile din ultimele două zile. Și, după cum am spus, e comunicat public. Acum o să vă spun câteva cuvinte despre candidatura mea și